Rugăciune pentru familiile Șerban și Costia. Două surori au rămas văduve și patru copii au rămas orfani. Să mijlocim pentru familiile Șerban Gianina și cei doi băieței și Costia Alina și copiii Timotei și Genoveva care trec prin momente grele, pricinuite de pierderea celor care au fost Claudiu și Iosif. Tragedia de la Zerind a îndoliat covârșul. În urma accidentului rutier de azi noapte, cei doi cumnați și-au pierdut viața. Astăzi două surori au rămas văduve și patru copii au rămas orfani. Domnul i-a chemat acasă pe acești doi frați ai noștri și el se obligă a fi apărătorul văduvei și al orfanului. Cu un Dumnezeu puternic în cer, voi, cei rămași, nu veți fi niciodată singuri. Ne întristăm și noi cu privire la cei care au adormit, dar ca unii care avem nădejdea că în curând ne vom vedea la Marea de Cristal. Acest eveniment nefericit ne-a zguduit pe toți și a lăsat în urmă lacrimi de durere și multe întrebări. Să știți că plângem împreună cu voi. Iosif, Lila și Claudiu au fost oameni minunați, slujitori, credincioși Domnului. Ne-am intersectat de atâtea ori prin slujire, v-am avut oaspeți, dar Dumnezeu a îngăduit să vă facă transferul mai repede acasă. Mângâiere și putere familiei apropiate și lărgite, Duhul Sfânt Mângâitorul să vă ridice moralul și suferința. Sănătatea Alinei și Gianinei, care au fost și ele implicate și rănite în accidentul rutier, sunteți în rugăciunile noastre.